Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, se află într-o vizită de lucru la Kiev, unde a vizitat orașele Bucea și Iprin. În cadrul vizitei, Gavriliță a avut întrevederi cu omologul său, Denis Șmihal, și alți membri din guvernul Ucrainei, cu care a discutat despre numeroase subiecte pentru energie, transport, educație și statutul de țară candidat dobândit de Ucraina și Republica Moldova în vara acestui an. I was deeply saddened after visiting Bucha and Irpin and witnessing firsthand the aftermath of the brutality. Am văzut cu ochii mei case arse și pustiite, școli, grădinițe și drumuri distruse, dar cea mai dureroasă priveliște sunt crucile din spatele grădinilor. Nici o fotografie, nici o imagine video nu poate transmite ce am văzut aici, pe loc. Am condamnat cu tărie repetat ororile produse de armata rusă și am exprimat susținerea plenară pentru continuarea anchetării crimelor de război de pe teritoriul statului vecin. Fiecare cetățean ucrainean, mai ales copiii și femeile, sunt supuse brutalităților și tratamentelor inumane, merită să li se facă dreptate în instanțele penale internaționale. Pe final, Gavrilița a reiterat despre faptul că Republica Moldova va rămâne un partener fidel și de încredere pentru Ucraina și că țara noastră va depune toate eforturile pentru consolidarea ajutorului oferit țării vecine. Moldova a fost și va rămâne un prieten și un partener de nădejde pentru vecinii noștri. Vom susține Ucraina și de acum încolo cu tot ce putem. Îmi exprim toată admirația pentru sacrificiul poporului ucrainean care, în ciuda acestor nenorociri, își continuă lupta pentru libertate, luptând în egală măsură și pentru dreptul nostru de a face parte din lumea liberă. Postina comunicație між Молдовою та Україною. Am convenit să continuăm cooperarea în domeniul apărării aeriene și să îmbunătățim controlul la frontieră și de asemenea am convenit că vom asigura mai multă securitate și siguranță în regiunea transnistreană. Ne vom continua eforturile în implementarea așa-numitelor acorduri de pachete și deja în prima jumătate a anului viitor urmează să desfășurăm discuții cu experți cu privire la aceste aspecte. De asemenea, ne vom accelera interacțiunea pentru a lupta împotriva corupției, contrabandei, crimei organizate și altor activități ilegale. Dialogul dintre Moldova și Ucraina la nivel guvernamental este foarte activ acum și va continua în același mod în viitor. Avem de atins un număr mare de obiective ambițioase. Trebuie să ne asigurăm că securitatea noastră este într-adevăr ridicată și că putem implementa împreună toate proiecte economice noi. Amintim că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat pentru prima dată după lansarea invaziei ruse o vizită de lucru în Ucraina pe 27 iunie. Atunci, șefa statului a declarat că Ucraina și Moldova își vor mări cooperarea economică și în domeniul energetic, totodată va fi consolidată capacitatea de transport și de tranzit pe teritoriul moldovenesc pentru a organiza coridoare de transport de mărfuri dinspre și înspre Ucraina. Este obligația noastră morală de vecini și de prieteni să-i ajutăm, a conchis atunci Maia Sandu.